Off-road pe bicicletă sau motocicletă, rafting printre ape tulburi sau dacă vreți să parcurgeți trasee foarte grele și neobișnuite sau dacă vreți să vă petreceți o vacanță, o mini-vacanță sau un weekend alături de cei dragi și alături de familie, bineînțeles că orice veți alege, dragii mei, de pe Valea Buzăului este o destinație de vacanță. Și după ce ai petrecut o zi în natură, bineînțeles că vrei să stai undeva într-o casă primitoare, într-o pensiune frumoasă și noi avem o propunere pentru voi, Casa dintre Munți Carina, o pensiune de familie care se află în satul Păltineni. Mergem împreună să vedem cum este. Suntem pe Valea Buzăului la Păltineni. Cu cine avem onoarea? Mă numesc Dana Bratosi. Ați construit o frumoasă pensiune aici. Cum v-a venit ideea? De unde ați plecat? Ideea a fost mai mult a soțului și ne-a încurajat copiii. Locuința fiind mai mare, ei s-au dus la oraș, am rămas singuri și am hotărât să încercăm datorită zonei. Este o zonă frumoasă. Aveți origini aici? Este vreunul dintre dumneavoastră de origine? Soțul exact de aici este buzoian, dar din partea Râmnicului. Și de ce ați ales strict acest loc? Acest loc, am cumpărat locul după 10 ani ce ne-am stabilit în Nehoiu și aici am găsit, ne-a plăcut și am zis să încercăm. Momentan, la început a fost locuința noastră și pe urmă am început o mică pensiune, cum să spun. Câte locuri de cazare aveți? Sunt 7 camere și 4 băi. La cât s-a ridicat investiția inițială și dacă ați accesat fonduri europene? Nu am accesat, am făcut în timp, cu banii noștri, cu munca noastră, cu ajutorul prietenilor. A fost dificil? A fost greu. Că am muncit chiar noi, foarte mult. De cât timp ați pornit? De când a demarat proiectul? Sunt 21 de ani. Wow! Da. Și ușor, ușor am început să construim și ne-am extins. Copiii au plecat la școală, am rămas singur și am zis să încercăm. Și să sperăm că o să fie bine. Începutul e întotdeauna. În pandemie, cum s-a resimțit această perioadă? Să știți, noi am început după pandemie, înainte doar mai mult cu rude, cu prieteni, au venit ideea și de la ei, trecând la mare și în alte zone turistice, au zis, ne-a dat idei. Totuși, cu ce se diferențiază Valea Buzăului și această zonă montană din jurul orașului Nehoiu față de alte regiuni montane din România? Și aici mă gândesc comparativ cu Valea Prahovei sau cu Bran Moeciu. Poate aerul mult mai curat, zona mai liniștită, mai puțin vizitatori. Sunt puncte care se pot vizita, puncte turistice, cum ar fi barajul Siriu, cascada Cașoca, Penteleul, vârful Penteleu. De curând, la Gura Teghii, se practică sportul cu tiroliana, iar la noi, pe Valea Buzăului, pe apa Buzăului, raftingul. De ce poate beneficia un turist care vine la dumneavoastră? De confort. Ne-am oferit un foișor, care este dotat cu grătar sau grill, cum zic alții, cu cuptor de pâine, cu sobă pentru tuci, pentru o tochitură. Le-am pus la dispoziție tot ce doresc, nu, și veselă și de toate. Și văd că ați amenajat și un spațiu pentru copii. Despre ce este vorba? Un tobogan, leagă, trambulină, piscină, avem și masă de tenis,
jocuri, cum ar fi remi, șah. Ce tip de turiști preferați? În general, pensiunea se pretează pentru grupuri cu copii sau se poate închiria și integral sau parțial. Există în prezent un trend pentru pensiunile agroturistice. Oferiți produse în acest sens? Da, avem atestat. Putem oferi legume proaspete din propria grădină, roșii, ardei, castraveți și se mai deținem și dulcețuri, murături, brânză, suc de roșii, mai deținem și o cramă unde avem vinuri de mai multe soiuri sau calitate și mai bună, țuică, palincă, vișinată, cornată, care este specifică zonei noastre. Cum vă promovați și ce perspective de viitor aveți? De promovat, promovează copiii. El au mai mult timp și se ocupă pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Booking și pe Google. Iar pe viitor vrem să obținem autorizațiile pentru a oferi o masă tradițională, cu caldă tradițională, cu produse chiar din propria gospodărie. De exemplu, carne la garniță, tochitură, buls și depinde de cerințele clienților.